Profanare de morminte la Scoarța. Un bărbat a suferit un șoc când a venit de la Severin pentru a aprinde o lumânare la căpătâiul rudelor sale decedate. Cavoul avea lacătul spart, iar sicriul în care se afla tatăl său era deschis. Speriat fiind, a alertat poliția, care a sosit la fața locului pentru a face cercetări. Polițiștii din cadrul postului de poliție Scoarța au fost sesizați de un bărbat de 33 de ani din municipiul Drobeta, Turnul Severin, cu privire la faptul că de la mormântul tatălui său din cimitirul bisericii Copăcioasa au fost dizlocate cărămizi fără a fi sustrase bunuri. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de profanare de morminte. În mormântul profanat este îngropat un fost marinar din Drobeta, Turnul Severin, care a decedat în urmă cu 9 luni răpus de un accident vascular. Probabil indivizii știau că a fost omânstărit și bănuiau că fusese îngropat cu mai multe bijuterii din aur sau diverse sume de bani. În toiul nopții l-au scos din sicriu și l-au percheziționat, însă norocul nu a fost de partea lor, deoarece nu au găsit nimic. Rudele sunt șocate de această veste și cred că cineva a vrut să se răzbune pe răposat. Consider că după verighetă au căutat, că i-a tras mâna, deci a ridicat capacul la sicriu, a tras voalul și, cum se pune acum la sicriu, mătasa aia, a tras-o în afară, a pus o cărămidă așa, știți? Și așa a rămas sicriu. Dar credeți că este o coincidență că au spart tocmai la dumneavoastră? Sau a fost cineva... Nu putem, nici nu ne putem da seama. Eu am zis așa, că el era cam palavragiu de gură, ginerii meu ăsta, știți? Și zic, am certat cu vecinul, am zis așa, mă, ăsta a fost cineva care din multă, multă răutate s-a răzbunat pe el să-i spargă groapa. Dar multă lume zice că nu sunt de aici. Vestea s-a răspândit imediat în sat, iar oamenilor nu le vine să creadă că cineva a putut comite o asemenea faptă. A nebunit ăștia. Zoane, ori sărăcia că nu se duce să muncească, ca să-și amiruie bani și pleacă, bea pe unde bea, să-mi bată și până pleacă la furat. Nici n-au avut ce să găsească. Păi ce să e? Ce să-i mai ia popii? Decât hainele de ale popii să-ți îmbrace. Păi zău. Dar din mormânt de acolo, ce credeți că puteau ei să găsească? O fi zis că... Nu, o fi zis că i-o fi băgat bani. Dacă au avut un cuiat, cum îl au, aia și o fi zis, hai să căutăm, sau aur ceva. Păi gândul dracului, că dracul îndeamnă. Altceva, ce să spun? Păi nu mare, ce să spun altceva? Ala este. Păi cum faci tu prostii de astea? Dar cum nu le-a fost? Dar cum nu le-a fost, domnișoare? Cum nu le-a fost urât? De altfel, sătenii povestesc că tot aceeași biserică a fost prăduită și în trecut, însă nici până în prezent nu a fost găsit făptașul. Biserica, am mai intrat și în biserică. Acuși câțiva ani. Am mai spart-o acuși câțiva ani. Ce au furat atunci? Banii care a fost în cutie. Pe lumânări, în cutie. Cutia Milei. Da. Cine știe ce mai face și ce fac? Nu știu. Nu le teamă. Nu. Păi nu le e teamă, că dacă le-ar fi teamă, nu mai venea să mai fure. Că cred că tot ei, că altceva n-au mai venit. Nu i-au prins nici înainte. Nu i-a prins, nu. Dar credeți că e cineva din sat? Poate știau nu. Că e înstărit, a lucrat aici. N-au cum, nu, din sat nu. De ăștia tineret care umblă noaptea, toată noaptea. Oamenii legii continuă ancheta pentru a-i găsi pe făptași pentru profanare de morminte. Aceștia riscă între 3 luni și 2 ani de închisoare, dar pot scăpa și cu amendă.